Cu datorii ce depășesc 100 de milioane de lei, complexul energetic Hunedoara nu are nicio problemă. Prezent la Petroșani, vicepremierul României, Liviu Dragnea, a declarat că societatea energetică din județ nu se va închide, ba mai mult, acesta spune că există viitor din acest punct de vedere. Complexul energetic Hunedoara nu se închide. Complexul energetic Hunedoara are viitor. Cele patru mine rămân funcționale și vor dezvolta. Săptămâna viitoare Răzvan Nicolescu va fi aici. Cărbunele este stabilit de noi ca și combustibil strategic. Asta înseamnă că cele patru mine intră în modernizare și în dezvoltare. Știți bine ca și mine că există o rezervă de aproape 54-55 de milioane de tone care asigură funcționarea acestor mine pentru 45-50 de ani. Nu putem să fim nebuni, să nu folosim această resursă energetică. Sunt trei războaie mondiale care sunt tot timpul în derulare, al apei, al energiei și al hranei. Noi avem resurse energetice foarte mari. Noi le vom folosi și vrem să le folosim. Mai mult decât atât, ministrul energiei, Răzvan Nicolescu, este așteptat din nou în Valea Jiului. Poate de această dată reușește să viziteze subteranul vreunei unități miniere, având în vedere faptul că la prima vizită acest lucru nu a fost posibil. La 2 ani de la înființare, Complexul Energetic Hunedoara, societatea administrată de statul român, este în colaps financiar. Societatea are datorii care au trecut pragul de 100 de milioane de lei. Domeniile schiabile din Valea Jiului vor fi finalizate cândva. Vicepremierul României, Liviu Dragnea, a declarat duminică la Petroșani că nu s-au mai alocat bani pentru dezvoltarea domeniilor schiabile din cauza unor nereguli care au fost sesizate. Multe dintre aceste sesizări au iz penal. Nu a fost finanțat niciun proiect din această categorie de investiții în acest an. Ele sunt prevăzute să primească finanțare începând cu ianuarie 2015 într-un motiv foarte simplu. Au fost enorm de multe sesizări, din păcate unele penale, unele ajunse la corpul de control al primului ministru, altele ajunse la parchet. Noi am dat la DNA foarte multe hârtii de la minister. Până nu se finalizează aceste analize, noi nu putem continua finanțarea pentru că nimeni din minister nu are curaj să aloce bani în continuare. Încet, încet, o parte din aceste investiții au ieșit din cercetare, sunt în regulă și au început să fie finanțate. Au fost alocate deja, nu mai țin minte exact, 34 sau 54 de milioane, nu vreau să greșesc, de la bugetul de stat prin Agenția Națională de Turism pentru a continua finanțarea acestor obiective. Ce vă pot spune cu certitudine? Toate vor fi finalizate. Dar a fost un an în care au fost foarte multe reclamații și nimeni n-a avut curaj să aloce banii acolo. Demnitarul consideră că vina nu o poartă autoritățile locale, ci Ministerul de Resort. Dragnea susține că toate aceste proiecte pentru domeniile schiabile vor fi duse la bun sfârșit. Nu există vreo vină a unei autorități locale. Se cercetează modul în care ministerul a gestionat aceste proiecte. Nu pot spune mai multe, dar nu va fi niciun proiect major lăsat abandonat. La începutul acestui an, corpul de control al primului ministru Victor Ponta a efectuat mai multe verificări la modul de dezvoltare a domeniilor schiabile. Între nevoi și promisiuni electorale. Așa se învârte situația din Valea Jiului în momentul de față. Vicepremierul României, Liviu Dragnea, s-a aflat duminică în Valea Jiului, iar edilii i-au expus anumite probleme. La Petrila, Ilie Păducel i-a solicitat demnitarului ajutorul pentru rezolvarea mai multor probleme. Este necesar ca pentru Valea Jiului și pentru Petrila să se rezolve niște probleme pe care le-am transmis guvernului. În primul rând, am avut motiv să-i mulțumesc domnului vicepremier pentru receptivitatea de care a dat dovadă în soluționarea problemelor care le-am discutat cu ocazia altor întâlniri și este necesar pentru Petrila să țină cont de rezolvarea câtorva probleme. În primul rând, angajarea în continuare a tinerilor la Mina Lonea. Tot la Mina Lonea este nevoie să se reînființeze sectorul de investiții și pregătiri, pentru că este mină în program de dezvoltare și fără activitate de deschidere și pregătiri, activitatea va fi compromisă. Și nu în ultimul rând, aprovizionarea minei Lonea
cu materiale și tot ce trebuie pentru activitatea de producție, pentru securitatea oamenilor și zăcământului. O altă problemă pe care am ridicat-o este necesitatea sprijinirii primăriei Petrila pentru anul 2015 cu finanțare pentru blocurile ANL, obținerea, dotarea primăriei orașului Petrila cu o mașină la serviciu SMURD, mașină nouă, pentru că de când avem serviciu SMURD de aproximativ un an, am avut peste 1000 de cazuri sau intervenții cu această mașină și echipele pe care le avem. În ceea ce privește realizarea unor blocuri ANL, edilul este sigur că la unul va începe lucrarea anul viitor. Mi-a spus că 100% se va rezolva, pentru că noi avem din cele 4 blocuri aprobate, unul este deja discutată documentația și aprobată în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului. Deci de la anul s-ar putea să înceapă lucrarea. Da, 100% trebuie și este cu atât mai necesar cu cât este sau trebuie să stabilizăm medici pentru care vor lucra la cabinetele de la ambulatoriu. Toate vizitele ministeriale din Valea Jiului s-au soldat până acum doar cu promisiuni electorale. După o întrerupere de 4 ani, programul Dezvoltarea carierei didactice a fost reluat. Prin urmare, și dascălii din Valea Jiului urmează a primi zilele următoare câte 700 de lei. Săptămâna trecută s-au aprobat cei 700 de lei, care practic e ceva mai mult de 150 de euro care au fost planificați. Au venit și procedurile prin care se vor vira acești bani, iar săptămâna aceasta îi vom primi. Se pare că prin programul EduSal ne vor intra direct pe carburi. Spre deosebire de anii anteriori, când profesorii trebuiau să justifice cu facturi modul în care au cheltuit banii, acum nu va mai fi necesar acest lucru. Nu sunt bani de la Guvernul României, sunt bani primiți prin programe de la Uniunea Europeană, iar acești bani pot fi folosiți în mai multe sectoare de activitate, în programe de formare, în carte sau, se pare că și în alte domenii. În timp de un an de zile, noi trebuie să justificăm acești bani printr-un raport pe o coală de hârtie unde spunem ce am făcut cu ei. În afară de dascălii care, în afară de personal didactic de predare, acești bani vor fi primiți și de personalul didactic auxiliar. Cu ajutorul celor 700 de lei, profesorii își vor putea cumpăra materiale didactice sau vor putea participa la simpozioane, conferințe ori cursuri de pregătire profesională. Reprezentanții Ministerului Educației Naționale, profesorilor și sindicatelor din învățământ lucrează la elaborarea unei noi legi a învățământului. Aceasta ar urma să aducă schimbări importante la vechea lege, dorindu-se a fi finalizată până la mijlocul anului viitor. Acum s-a început să se lucreze la ea, apărea până la mijlocul anului viitor noua lege a învățământului, complex schimbată, în care vor fi consultați atât specialiștii din învățământ, cât și sindicatele. Printre problemele pe care ar urma să le rezolve, noua lege s-ar număra și cele referitoare la clasa 0, la manualele din anul 1 de școală sau la modul de derulare al examenului de bacalaureat. Elevii din învățământul primar și preșcolarii s-au întors luni, 10 noiembrie, la școală, după o vacanță de o săptămână. Următoarea vacanță pentru toți elevii este programată a începe în 20 decembrie și se va încheia pe 4 ianuarie. A început școala pentru elevii din ciclul primar. Au sosit manualele pentru clasele întâi. La celelalte clase aveam manuale de la începutul anului școlar. În ceea ce privește manualele digitale, acestea ar putea totuși sosi chiar în acest an școlar. Manualele digitale urmează să fie editate, am făcut deja comanda pentru ele și, din câte am înțeles, urmează să sosească în școli.
Semestrul întâi al anului școlar 2014-2015 se va încheia pe 31 ianuarie, iar anul școlar va lua sfârșit în data de 19 iunie. Luni, la Petroșani, a avut loc deschiderea oficială a concursului intitulat Voluntar pentru Viață. La manifestarea organizată de către Asociația Salvital Hunedoara au fost invitați elevi ai liceelor din întreaga Valea Jiului. Acesta este un proiect pe care am dorit să fie la nivel județean. În primăvara acestui an am demarat și am derulat un proiect la nivelul municipiului Deva, un proiect pilot. Și anul acesta am zis că îl extindem la nivelul județului. Avem trei zone, zona Deva, zona Hunedoara și zona Valea Jiului. Din fiecare zonă vor rezulta trei câștigători care vor participa la un concurs final care va avea loc în jurul datei de 9 martie, când este și ziua Smurt pe județul Hunedoara. Concursul a fost organizat în ideea de a le oferi tinerilor o experiență practică a ceea ce înseamnă activitatea de prim ajutor. Dorim să-i conștientizăm pe copii asupra importanței acordării primului ajutor, și astfel încât aceștia să poată acorda primul ajutor prin sosirea ambulanței acolo unde se află, la școală, în parc, pe stradă, oriunde. Utilitatea ar fi că trebuie să se conștientizeze tinerii din ziua de astăzi asupra importanței acordării primului ajutor înainte de sosirea echipajului de pe ambulanță, pentru că am avut foarte multe cazuri și probabil și la televizor ați observat, în care se putea salva viața unui copil, unui adult pe stradă. Sunt multe cazuri în care în câteva minute se poate decide ori viața, ori moartea unui om. Și prin ce o să învețe copiii în acest curs, noi am decis exact măsurile de bază, și anume dezobstrucția căilor aeriene superioare cu manevra Heimlich, fracturile cu imobilizarea lor. De exemplu, se poate întâmpla să se ducă în excursie pe munte, unde nu este niciun echipaj profesionist, și până la ajungerea lui, ei să știe exact manevra în sine. Și mai ales suportul vital de bază, adică să conștientizeze exact când să intervină sau nu. De exemplu, poate să fie un om pe stradă căzut. Nu știm dacă este dogat sau în stare de ebrietate și trebuie să știe exact dacă trebuie să acționeze sau nu, să știe cum să sune la 112, ce informații să ofere. Și de asta dorim să facem la nivelul județului, pentru că am avut un mare succes în această primăvară cu proiectul nostru la nivelul municipiului Deva. În cursul acestei săptămâni, mai exact vineri, 14 noiembrie, un grup de elevi din Valea Jiului vor efectua o vizită la unitatea de primire urgențe Smurt din Târgu Mureș. Vor participa către 4 tineri de la fiecare dintre cele 7 licee din Vale. Tinerii cu probleme sociale și nu numai pot participa la Biblioteca Municipală din Petroșani la cursuri de formare. Cei de aici îi vor învăța pe copii cum să realizeze anumite accesorii. Băieții vor realiza diferite obiecte prin metoda quilling, iar fetele vor confecționa brățări. Sunt elev de clasa 5-a-8-a. Deocamdată facem un curs de, adică învățăm să modeleze, să lucreze în quilling, iar pe fetițe să facă brățări din mărgele. Găsim diferite proiecte pe care să le implementăm. Vom face și cu adulții, nu numai cu copii, cu fete de la liceu economic. Vrem să lucrăm ceva lucru de mână, deci tot brățări, tot și croșetate și cu țesătură. Tinerii sunt receptivi la aceste activități care au rolul de a le dezvolta creativitatea. Odată realizate obiectele, acestea rămân ale copiilor. Rămân ale lor și cei de la economic am înțeles că au și un proiect, își fac ei o firmă, să învețe să facă aceste brățări și altceva, nu numai brățări. Și după aceea sale lor. Am fi încercat cu origami, dar e mai greu și copiii sunt un pic cu probleme. Nu cred că au răbdare. Pe când quilling-ul este mult mai ușor și pentru asta am și achiziționat ceva cărți pentru a fi mai ușor, a-i ajuta
și pe ei le dăm să citească, să vadă dacă nu înțeleg de la noi. Țelul acestor activități este acela de a implica pe copii în diferite modalități de petrecere a timpului liber.